Hello, yogis! Și bine ați venit pe Salteluță! Pentru astăzi vom avea o meditație ghidată, Yoga Nidra. Vom începe meditația. Vă invit să luați orice poziție doriți. Aceasta este o poziție de meditație. Este o poziție standard de meditație, dar poate deveni puțin inconfortabilă pentru o perioadă mai lungă de timp. De exemplu, dacă încercăm să stăm 20 de minute în această poziție, ne vor amorți cel mai probabil genunchii. Foarte rău. Dacă vom sta 10 minute, este posibil să ne simțim mai ok, să nu ne amorțească nimic, să nu ne doară nimic, dar totul ține de voi și voi știți mai bine care este poziția cea mai confortabilă pentru voi. În cazul în care o poziție înșezut nu este una foarte relaxantă, vă puteți întinde pe spate cu palmele orientate înspre tavan și cu călcâiele puțin depărtate la marginea salteluței. Bun. Am să vă rog să-mi urmăriți vocea, să închideți ochii pe toată durata meditației, voi sta și eu cu ochii închiși. Să încercați să respirați, să vă concentrați la nivelul respirației. Respirația este întotdeauna abdominală. Vom începe cu ochii închiși. În cazul în care sunteți așezați în șezut, palmele sunt pe genunchi, spatele este lung, drept, bărbia este puțin în interior, umerii sunt relaxați, respirația este abdominală. Mă concentrez la nivelul respirației. Sunt atentă la fiecare inspir, la fiecare expir. Încet, încet. Simt cum o pătură moale a relaxării îmi învăluie trupul. Relaxarea pornește cu tălpile, gleznele sunt relaxate. Gambele, genunchii sunt grei, se afundă în podea. Coapsele sunt și ele grele. Fesierii sunt relaxați. Șoldurile, relaxarea cuprinde acum abdomenul, atenția mea este la nivelul abdomenului, simt cum acesta se ridică pe fiecare inspir și coboară cu fiecare expir. Continui să respir. Atenția se mută către piept. Pieptul este și el relaxat. Omoplații la fel, sunt grei, se afundă în podea. Lumbarul este moale, este într-o poziție confortabilă. Relaxarea cuprinde acum palmele, încheieturile, antebrațele sunt și ele relaxate, cu
coatele sunt grele. Se afundă în podea. Partea superioară a brațelor. Umeri. Gât. Bărbie. Buzele sunt și ele relaxate. Nas. Ochi. Fruntea este relaxată. Tâmplele. Obrajii. Urechile. Relaxarea cuprinde acum ceafa. Creștetul capului. Întreg capul este relaxat. Întreg trunchiul este relaxat. Întreg trupul meu este acum relaxat. Moale. Mintea mea este liniștită. Atenția mea este la nivelul respirației, al trupului. Orice gânduri sau imagini îmi trec acum prin minte, le las să treacă mai departe, fără să forțez, fără să analizez. Revin ușor cu atenția asupra trupului, asupra respirației. Continui să respiri abdominal. Să simt mișcarea abdomenului. Continui să-mi relaxez trupul. Să-mi eliberez mintea. Rămân conștient de trupul meu și mă gândesc la o intenție pe care aș vrea să lucrez astăzi. O vizualizez ca și cum s-a întâmplat deja, ca și cum face parte din mine. O pot rosti mental de 3 ori. Încet, încet, revin cu atenția pe salteluță. Pot începe prin a mișca ușor degetele de la mâini, degetele de la picioare. Pot să mișc capul stânga-dreapta. Mișc trunchiul, pot să mă întind dacă simt că este necesar. Iar atunci când mă simt pregătit,
Mă întorc pe partea stângă, unde mai rămân puțin. Încet îmi ridic trunchiul într-o poziție șezut, cu picioarele încrucișate, palmele în dreptul pieptului lipite în Namaste Mudra. Frec bine, 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 bine palmele să creăm cât mai multă energie în interiorul lor. Le poziționez pe față, pe ochi. Deschid ochii. Las energia să-mi înscalde fața. Închid ochii. Revin cu palmele în dreptul pieptului. Atunci când mă simt pregătit, pot deschide ochii. Namaste. Aceasta a fost meditația de astăzi. Sper că vă simțiți bine și că veți dori să reveniți și data viitoare. V-am pupat! Pa!